Constanța, ce s-a făcut și ce vom putea face în continuare în oraș și în județ. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, de ce s-a întârziat așa mult cu inaugurarea? După cum știți, acest proiect a fost pornit acum câțiva ani de zile, datorită unor probleme tehnice. Mă refer acum la ceea ce înseamnă proiectare și execuție. Acest proiect a fost blocat o perioadă de timp. Am reușit în ultimul an de zile să ducem la îndeplinire toate obiectivele care le aveam de realizat în proiect și în același timp să reușim în așa fel încât micile inadvertențe, problemele tehnice, problemele organizatorice să le putem face ca acum să fim la inaugurare. Și cât a cheltuit Consiliul Județean pentru că nu s-a predat? Consiliul Județean, partea Consiliului Județean a fost de aproximativ 2 milioane de lei. Restul au fost fonduri europene, aproximativ 9 milioane de lei. Care sunt activitățile care se vor desfășura? Există un program de activități, este un centru cultural multifuncțional, se adresează în special tinerilor, urmând în perioada următoare, noi deja avem un program de activități pe 2 săptămâni, în cel mai scurt timp vom avea un program pe minim 3 luni de zile, după ce ne vom sta la masă și cu organizațiile tinerești și cu ONG-urile, pentru că acest centru, în primul rând, se ajută tinerilor. Și le mulțumesc organizațiilor tinerești din județ că s-au implicat și vor veni la această masă rotundă împreună cu Constituția și Primăria Constanței să stabilim un program de acces pentru tineri. Dar nu este doar pentru tineri, este pentru acest centru este în așa fel încât să putem spune că acoperă și partea tânără și partea mai vârstnică. Vor fi spectacole, vor fi cele de teatru, vor fi evenimente sportive. Vor avea un catalog întreg de evenimente. Bineînțeles că vor fi și filme. Deocamdată acest centru este în subordinea Constituției. În prima ședință de Constituție va fi dată centrul lucrurilor, dar este singurul abilitat să poată pune filme, să au autorizație pentru a da filme. Vă pot pune un secret azi, la inaugurare, că începând de săptămâna viitoare, unul din celebrele filme ale României, Toate pântele sus.